Salutare tuturor și bine v-am găsit la căsuță. Căsuța bunicilor, o renovare pe care m-am gândit să o fac în această primăvară. Din clipurile pe care le găsiți pe canalul meu puteți să vedeți toate etapele pe care le-am făcut la căsuță. Suntem în holul de intrare. Am reușit să îl tencui, am reușit să zidesc o parte din coșuri, am înaintat. Asta am vrut, asta e tot ce contează. Aici, de undeva de la un metru înălțime în sus, am tencuit din nou. Am dat tencuiala veche jos, cea cu pământ și var, și am venit cu tencuiala nouă. Bineînțeles, armătură pe sub, circuit electric nou și pe partea dreaptă și pe partea stângă și la jumătate. Acolo avem două fire unde vom scoate doi lampadari ca să anulăm pe cel din jumătate. Iar aici avem... O să fie o aplică, dar bineînțeles o să fie mascat de alt tavan care îi va lua locul acestuia. O să vină o ramă și după aceea OSB, iar după OSB un lambriu de PVC. Aici am început să râcâi tot varul acesta vechi care s-a dat de-a lungul timpului atâtea mâini. O să trebuiască să ajung la prima mână și după aceea o să vin cu adeziv și tinci. Asta ar fi sala de intrare. Iar aici, în hol, am reușit, v-am zis, să tencui tot. Urmează o mână de adeziv, iar după aceea o mână de tinci. Dozele, mare parte, am reușit să le scot la ras. Aici este întrerupătorul vechi, aici va veni cel nou. Aici o să trebuiască să mai sparg un pic ca să scot doza la ras. Aici, iarăși, o să trebuiască să o scot pe asta și o să vin cu o doză mai mare, dacă tot trebuie să o anulez pe aia, pentru că nu am stat și m-am gândit, sunt prea multe fire, sunt 5 circuite care vin într-o doză prea mică și mai bine o anulez și pun una mai mare. Așa, aici am venit la ras, pentru priză, aici sunt un pic cam ieșit în afară, dar nu e nicio problemă, se poate tăia. Hai să vă spun cum am făcut cu coșurile. Este bloc ceramic din acesta, cărămida asta mare. Este de 35x35, iar diametrul are undeva la 25, dacă nu mă înșel. După aceea am mai luat una de îmbinare între ele, ca să calce frumos, să venim cu alt diametru, iar după aceea o să finalizăm cu alt diametru. O să vină din trei circumferințe, vorbesc de gura coșului, ieșirea. Cam așa a mers, dar la coșurile pe care le avem acum, le-am stabilizat și le-am zidit doar pe cele mari. M-am oprit pentru că trebuie să le sur pe cele care sunt acum în sus. O să trebuiască să-l sur pe acela, iar strâmbătura asta la fel. Le-am băgat fiare pe colțuri la fiecare îmbinare, le-am băgat fier și așa o să merg până sus, până la ieșire.
Da, e muncă, dar ambiția mea e mare, sper să duc la cap ceea ce mi-am propus. După ce o să termin coșurile, o să, v-am zis, o să mă apuc să dau adezivul, după adeziv urmează tinciu, iar după aceea tavanul. După ce am terminat tavanul, o să trebuiască să fac instalația electrică și ușor, ușor schimbatul ușilor. Mă rog, mai sunt, mai este de muncă. Dar mă bucur mult că am consolidat pereții prin tencuiala asta nouă pe care am dat-o și prin armarea pe care am făcut-o la pereți. Aici am lăsat două guri de vizitare. Am tăiat frumos cu flexul. Aici va veni o gură de vizitare pentru a curăța coșul de funingine. O să băgăm două ușițe din acelea metalice. Bineînțeles că ele vor veni și tencuite. Aceasta este o mână de strop care am aplicat-o cu pompa. Vedeți ce bine a lipit, ce țurțuri a rămas de prindere. Nu știu, mie îmi place foarte mult cum a mers pompa. Eu m-am descurcat excelent cu ea și a făcut pe deplin treaba la mine. Urmează și schimbarea tabloului. Am luat un tablou din acesta de siguranță nou. Urmează să chem un coleg de-al meu să facă instalațiile electrice, dar astea mai târziu. Mai este de muncă, dar ușor, ușor le scot eu la capăt. După ce terminăm coșurile, începem la finisat. Adeziv, deja aici am dat o mână de adeziv, mi-a rămas de la coșuri și se poate vedea ce fin iese la atingere. Iar după mâna de adeziv, gândiți-vă că vine tinciu de interior, drișcuit și el la fel și va ieși super, super bine. Vedem cum o să fac cu tavanul. Am stat și m-am gândit, cred că o să folosesc niște șipci din aceștia ca ramă, având pereții drepți foarte, foarte bine, pot să vin aplicat pur și simplu lipit de tavan partea superioară undeva pe margine pe acolo, găsim nivelul care să nu ne incomodeze grinda asta, ea fiind cea mai aplicată. O să facem ramă de jur împrejur, o să prindem în dibluri, pentru că atenție, ne ajută zidurile acum, ne ajută pentru că sunt întărite și nu mai avem probleme. Sunt consolidate maxim. Uitați ce grosime am reușit să scot. Înainte era o cărămidă pusă pe dealatul. Avea undeva la grosimea tocului. Acum am 5 cm în plus aici, 5 aici, le-am mai îngroșat cu încă 10 cm, vă dați seama ce încărcătură am băgat. De forță. Da. Mai avem de muncă, dar v-am zis, le scoatem noi la capușuri. Numai bine, cu respect, vă salut!